Алексеевич, если хотите подписать, идите сюда. Ручка. Пили уже. Хорошо. Я Манцелеска, либералия, сон фарт индигнация, дик политика фискала, де процедура, че сан темплат. O să vin cu un apel la sfârșit, ca și față de unii foști colegi care tot vor să facă pe eroi. Stimați reprezentanți ai mass media, dragi stimați concetățeni, în premieră pentru Republica Moldova, pentru istoria modernă a Republicii Moldova, asistăm la o astfel de abordare față de Parlamentul Republicii Moldova și față de cetățenii Republicii Moldova. Niciodată în istoria Moldovei, bugetul și politica fiscală nu au fost aprobate în așa măsură cum se încearcă la această etapă. Este o înțelegere între comuniști, democrați și liberal-democrați. Evidentă. Este o înțelegere între Voronin, Filat și Plahotniuc. Scopul acestei înțelegeri este ca în plenul Parlamentului să nu fie dezbătut bugetul și politica fiscală prin care oligarhii încearcă să recupereze miliardele furate pe parcursul ultimilor ani din contul cetățenilor. Prin această politică fiscală și prin acest buget se majorează taxele și impozitele pentru ca să acopere gaura de miliarde care a fost creată de guvernarea oligarhică. Acest lucru se face împreună cu partenerii lor mai vechi, Partidul Comuniștilor din Republica Moldova. Noi am pregătit 10 de modificări la politica fiscală. Noi am pregătit sute de modificări la bugetul de stat. Le-am propus și am vrut să fie discutat în plenul Parlamentului. Am propus ca societatea să afle în cadrul discuțiilor în comisii parlamentare, în plenul Parlamentului, despre ce se întâmplă. Gaburici cu echipa sa, susținută de comuniști, democrați și liberal-democrați, nu au dorit acest lucru. În aceste condiții, fracțiunea Partidului Socialiștilor, 25 de deputați în Parlamentul Republicii Moldova, au semnat un proiect de moțiune de cenzură pentru a iniția vot de neîncredere guvernului Gaburici. Avem 72 de ore, începând cu orele 14:30, pentru ca această moțiune să fie înregistrată la Secretariatul Parlamentului. În acest sens, vreau să vin cu un mesaj către colegii din Parlament. Dacă sunteți indignați de această politică fiscală, dacă sunteți împotriva aprobării acestor bugete, lăsați ambițiile personale, politice și interesele. Aici nu mă adresez comuniștilor, democraților și liberal-democraților. Ei sunt într-o gașcă. Cu ei este clar, ei sunt împreună și ei sunt acei care au furat miliardele și acum vor să le iei de pe contul cetățenilor. Eu mă adresez către ceilalți deputați în Parlament. Dacă dumneavoastră nu o să doriți să fie înregistrată moțiunea de cenzură, atunci de Paște vor rugi Filat și Plahotniuc cetățenilor le fac acest cadou. Cu majorări de taxe, cu noi impozite. Haideți să lăsăm într-o parte ambițiile politice. Ideologia politică. Nu vreți să semnați moțiunea care a fost pregătită de socialiști? Pregătiți voi o moțiune. Domnule Iancă, sunteți doi deputați. Pregătiți voi moțiunea. Doi, noi să semnăm moțiunea dumneavoastră. Domnule Ghimpu sau Partid Liberal, sunteți 13 deputați. Semnați voi 13 moțiune. Important este ca să nu permitem ca aceste legi să intre în vigoare. Lăsăm într-o parte ideologia politică și haideți să dăm posibilitate cetățeanului ca aceste proiecte să fie discutate în plenul Parlamentului.
Stimați reprezentanți mass-media, noi pe parcursul următoarelor trei zile vă vom invita la următorul eveniment. Sper că secretariatul Parlamentului nu va fi închis pentru a prezenta moțiunea semnată de 26 de deputați. Eu vă mulțumesc și vă urez la toți reprezentanții mass-media sănătate și succes! Speranța, unde ai fost până acum? Păi am spus, sunt necesare 26 de semnături. Noi avem 25 de semnături. Este nevoie de încă o semnătură. Semnătura aceasta poate veni din partea unei fracțiuni parlamentare sau din partea deputaților neafiliați. Cine o aveți? Găgăujii sunt cei care o au pe Irina Vlach. Ei au ales-o bașcana găgăuzii. Eu consider că prezența Metropolitului de astăzi, de fapt noi, sincer vă spun, salutăm faptul că Metropolitul a venit la așa un eveniment. Nu vreau să-i dau calificative, nici în bine, nici în rău. Noi cu toții suntem creștini, noi, mare majoritate, mergem la biserică și este datoria fiecărui creștin să se închine la biserică și să meargă la biserică de câte ori are posibilitate. Eu nu exclud că, dacă ne întoarcem la întrebarea precedentă, eu nu exclud că vor fi mai mult de 26 de semnături. O să vedeți în următoarele zile. Vă mulțumesc și o zi bună!